Comuna Mușătești are o întindere impresionantă, iar infrastructura reprezintă un obiectiv important pentru autoritățile locale. Drumurile comunale nu duc lipsa asfaltului, în timp ce punțile pietonale care fac trecerea peste râul Vâlsan sunt într-o stare proastă. În curând, situația se va schimba în urma două proiecte extrem de importante pentru administrația locală. Este vorba despre construcția a două poduri din beton care să facă legătura în două puncte ale malurilor râului care traversează comuna dintr-un capăt în celălalt. Eforturile financiare sunt în mare parte suportate din bugetul local. Una dintre investiții este aproape de inaugurare. Este vorba despre podul din punctul mai lat. Aici construcția este finalizată în proporție de 90%, autoritățile locale estimând ca în aproximativ o lună să se facă recepția lucrărilor. În momentul de față lucrăm la un pod peste râul Vâlsan, situat în punctul mai lat. Lucrare care cred că se va finaliza în termen de vreo 30 de zile de acum încolo. Este lucrare pe fonduri proprii, buget local. O altă lucrare care va începe, am ținut licitația de curând, mai precis pe 12 iunie am ținut licitația pentru un alt pod în punctul Valea Teascului. De asemenea și acesta face, e tot din fonduri, din bugetul local, fonduri proprii. Pe 4 iulie vom avea licitație pentru un proiect mai amplu, e vorba de rețeaua de alimentare cu apă, e un proiect de obținut pe PNDL, deci de la Ministerul Dezvoltării, sunt vorba aici de mai mulți bani, mai precis vreo 44 de miliarde vechi, bani vechi, încă mai folosim expresia. Deocamdată, privind domeniul construcțiilor, ne oprim aici. Avem în faza de proiectare drumul din satul Costești. Aceste două proiecte de infrastructură nu fac altceva decât să evidențieze faptul că într-o comună care se vrea de nivel european, astfel de construcții reprezintă o normalitate.